Dacă tot anul îi cerem ajutorul, ne rugăm, e cazul ca de ziua ei să nu o lăsăm singură, să o sărbătorim. De asta. Nu e o răsplată, că noi nu suntem în stare să răsplătim. Noi doar facem un mic efort. Atât. Pe lângă faptul că o sărbătorim, mai punem și câte o rugăciune. Deci tot noi. Tot câștigul nostru. Tot câștigul nostru ar fi. Tot pentru asta venim, practic. Simțiți ajutorul Sfinților? Categoric, da, întotdeauna. E o senzație, cel puțin în ultimii ani, oamenii s-au răcit, s-au depărtat, e o senzație că nu ești singur totuși, cineva te ascultă. S-ar putea spune că sunt doar niște cuvinte goale sau... Nu sunt. Cine crede și cine cere ajutor și cine chiar speră, să știți că primește. Nu-i, dacă nu vrei să pui suflet, dacă nu, dar eu vă spun că nu-s vorbe goale. Aveți vreun moment de suflet alături de Sfânta Parascheva pe care ar putea să ne povestiți? Știu că sunt. Da, unul de anul trecut, cred că cel mai proaspăt anul trecut, când erau problemele de atunci cu pandemia și am plecat din cartier la mine fără flori. Și am zis că nu nimic o să găsesc aici, ca de obicei erau tot felul de comercianți și n-am găsit pe nimeni. Și m-am supărat foarte rău pentru că nu vreau să merg cu mâna goală. Și am făcut o grămadă de kilometri ca să găsesc flori și nu am găsit. Și mergeam, acum mă certam, acum mă rugam la Sfânta. Și la un moment dat, după vreo 20 de minute de mers, cineva mă strigă din spate. Doamna, nu vreți busuioc? Era o femeie care își ascundea într-o geantă busuiocul și atunci... Am fost așa de fericită că n-am mai venit cu mâna goală. Și, deci e un mic exemplu că Sfânta totuși mi-a ascultat ruga.